Adelina, prefer să faci cumpărăturile online sau să mergi fizic în magazin? Având în vedere că am și un site online pe care îl manageriez, îl gestionez și online, dar și îmi place să simt materialele, să probez hainele. Dacă ne raportăm la shopping pe care îl facem noi, fetele. Dar e foarte distractiv și să cumpăr online. Sincer, prefer să le fac online, mai ales în ultimii 2 ani, având în vedere și situația în care ne aflăm. Și mai mult decât atât, nici nu prea am eu răbdare așa să umblu prin magazine. Deloc online, nu știu, poate o să capăt și deprinderea asta, dar mie îmi place să merg prin magazine, cred că de asta nici nu vreau să recurg la online, să mă privesc de această plăcere de a vizita, deci pur și simplu mă duc și vizitez și mă încarc cu o culoare, cu un model, cu mă uit la oameni, adică toate astea pentru mine înseamnă o relaxare. Online? Clar, online și dinainte de pandemie, mai ales cumpărăturile astea de mâncare, de online. Și când vine vorba de haine, de încălțăminte? Păi tot online. Adică mers în magazin, a devenit așa ceva, nu știu, dacă te duci la Paris și te duci pe Avenue Montaigne, ce frumos, te duci. Dar altfel, dacă știi ce măsură ai, ai atâtea platforme pe care poți să comanzi și le și schimbi dacă nu sunt bune. Cred că în momentul ăsta prefer mai mult să fac cumpărăturile online. Uneori mi se face poftă așa de a merge prin magazine fără să caut ceva anume, ci pur și simplu să mă uit, ca pe vremuri să spunem, dar la modul realist e mult mai simplu să fac cumpărături online. Îmi cunosc corpul, măsurile și nu pot să, adică mă rog, nu risc mai nimic. Și atunci e mai simplu cum să fac online. Într-adevăr, în ultima perioadă am comandat și online foarte multe lucruri, dar totuși îmi place să le și văd în realitate, să le ating și să le probez.